Bună ziua, dragi prieteni! Noi suntem bucuroși să vă vedem din nou la canalul nostru. Astăzi Ilinca pregătește brioșe cu piersici. Sunt foarte gustoase, aromate și nemaipomenit de pufoase. Astăzi eu nu sunt în video, că nu mă sunt prea bine, m-am îmbolnăvit puțin. Ne uităm de ce ingrediente avem nevoie. Făină 300 de grame, piersici în socul lor 300 de grame, zahăr 130 de grame, ulei fără miros 125 ml, o linguriță extract de vanilie, 10 grame praf de copt și puțină sare. Și mai avem nevoie adăugător de 200 de grame fructe, de care voi aveți. Eu am aici tot piersici în socul lor, le voi scurge bine de suc și le voi tăia în cubulețe. Într-un vas mai încăpător adăugăm piersicile cu siropul lor sau cu socul lor. Piersicile le vom pasa cu un blender. Atât. Iată așa, priviți, am făcut piersicile așa, într-o piure. După ce am făcut piersicile în piure, vom adăuga uleiul la ele. Extractul de vanilie. Și amestecăm totul bine. Ilinca o termină de amestecat bine. Într-un bol mai încăpător adăugăm făină. La făină adăugăm praful de copt cu sarea. Adăugăm și zahărul. Și amestecăm totul bine. Da, Ilinca a terminat de amestecat. Acum la ingredientele solide vom adăuga ingredientele lichide. Și amestecăm bine. Și amestecăm totul bine. Ilinca a terminat de amestecat. Vreau să vă spun că este o aromă și o culoare foarte frumoasă. Priviți ce consistență este aluatul. Cu un șervețel de bucătărie absorbim siropul bine de pe fructele noastre, după care le vom tăia în cubulețe. Iată așa, în cubulețe le vom tăia. Priviți cât de mari sunt cubulețele. După ce am tăiat în cubulețe, le punem din nou pe un șervețel. În tava pentru brioșe voi pune așa forme de hârtie. Și împlem formele noastre pentru brioșe pe jumate compoziția de aluat. Noi am umplut tava noastră pentru brioșe cu aluat. Priviți cât de frumușele. Și acum la ele vom adăuga cubulețele de piersici. Dacă nu doriți sau nu aveți fructe în plus, puteți să omiteți acest pas, să nu adăugați la această stadie fructele. Doar puneți brioșele în tavă și le dați la cuptor. Brioșele noastre sunt gata. Acum le vom da la cuptor pe 20-25 de minute la 180 de grade. Brioșele noastre sunt gata. Priviți cât de bine au crescut. Parcă sunt niște păsculițe. Fructele trebuia de apăsat mai mult să fie bănăuntru, dar e ok. La noi a stat 25 de minute la 180 de grade. Și dintre această proporție se primesc 12 brioșe. Iată așa, frumușele. Le lăsăm puțin la răcorit, apoi putem să probăm. Vreau să vă spun că este o aromă toată casa. Toată casa miroase brioșele acestea. Sunt foarte aromate. Toți ne vârtim prin jurul lor, mai repede să se răcorească și să mâncăm încă puțin. Brioșele noastre s-au răcorit, le vom pune pe o farfurie sau iată așa, pe un platou.
Wow, ce frumos sunt în care l-a aranjat. Și acum le vom decora cu puțin zahăr pudră. Ilinca va rupe una, să vedem cum sunt și înăuntru. Probăm, da? Ilinca nu mai are răbdare. Sunt delicioase aceste brioșe, vi le recomand neapărat, dar noi am ajuns la sfârșitul și aceste rețete. Dacă vă plac rețetele noastre, abonați-vă la canal, puneți like, scriți comentarii, urmăriți-ne pe pagina de Facebook, pe Instagram, dar noi vă spunem pe curând și ne vedem la o nouă rețetă. Bye bye!